Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. Continuăm să vorbim despre factorii care susțin creșterea prețurilor la un nivel ridicat de peste două cifre pentru încă cel puțin un an. Așa cum am văzut, costurile de producție au crescut semnificativ în primul semestru din acest an, cu 60% pentru industria internă și aproape 25% pentru cea externă, care se resimte la noi prin importuri. Haideți să vedem sectoarele unde, practic, sunt înregistrate cele mai mari creșteri ale prețurilor. Vedem, în primul rând, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu o creștere masivă, 263%, industria extractivă plus 147%, urmată de producție furnizare energie electrică 137%, un plus de 65% la industria metalurgică și fabricare substanțe și produse chimice 49%. Sunt produse și servicii componente în foarte multe alte sectoare, creșteri care sunt fără precedent în ultimul deceniu, iar șocurile secundare, respectiv scumpirile cauzate de aceste scumpiri, reprezintă deja o problemă și mai greu de gestionat. Există și sectoare unde creșterile de prețuri la poarta fabricii sunt mult mai temperate decât am văzut mai devreme, precum fabricarea produselor farmaceutice doar 4,4%, articole îmbrăcăminte 5%, băuturi fabricare plus 7,5%, 8,2% la textile, ori reparare, întreținere, mașini, echipamente, creștere de 8,7%. Transporturile s-au scumpit de asemenea foarte mult, în special din cauza majorării prețului combustibilului. Dacă ne raportăm față de septembrie 2021, când prețul la pompă pentru benzină și motorină era de circa 6 lei, vedem acum o creștere cu aproape 40%, aceasta în ciuda scăderii cu 0,5 lei, susținute 50 de bani, practic susținute de guvern și companiile din industrie începând cu luna iulie. Totuși, costurile de transport au crescut mult peste majorarea prețului combustibilului. Spre exemplu, dacă ne uităm la transportul feroviar, avem o creștere de la 95 de dolari metrul cub înainte de pandemie până la 320 de dolari în pandemie, pentru că apoi să vedem o ușoară scădere, 260, dar mult peste ce era înainte. O dinamică similară de aproape triplare, practic, vedem și la transportul aerian, unde prețul a ajuns la 6,5 dolari pentru kilogram. La transportul maritim, costurile pur și simplu au explodat și din cauza crizei containerelor insuficiente față de nivelul cererii, practic costul de transport al unui container a ajuns să depășească 13.000 de dolari în prezent față de doar 2.200 de dolari înainte de pandemie. Vedem mai departe în acest grafic elasticitatea, adică creșterea procentuală a prețurilor la transporturi, mai ales pe canalul feroviar și aerian, unde vedem o triplare a cotațiilor, și maritim, unde practic costurile au crescut de peste 5 ori. Deci este clar că avem și un exces de cerere, cu o revenire bruscă a economiei în 2021 față de anul precedent și o ofertă destul de mică. Costul transporturilor a crescut din punct de vedere valoric, dar și din perspectiva timpului. Spre exemplu, durata medie de livrare a comenzilor prin transport maritim de mărfuri a crescut de la 2 luni înainte de pandemie până la aproape 110 zile, 4 luni în prezent pentru transportul transpacific sau din Asia, dacă măsurăm numărul de zile de la momentul plasării comenzii până la momentul livrării efective a mărfii. Creșterea costurilor de producție, materiile prime, energia, transporturile, toate au determinat creșterea prețurilor pentru majoritatea produselor și serviciilor. Evident, toate acestea au pus presiune pe creșterea salariilor într-o piață a muncii deja tensionată. Vedem pe acest grafic, salariul mediu net la nivel național a crescut cu aproape 24% în ultimii 3 ani, de la 3.200 de lei jumătatea anului 2019 până la aproape 4.000 de lei net la jumătatea anului 2022. Totuși, creșterea anuală a salariilor de aproape 11% nu mai acoperă inflația de 15% în primul semestru din acest an. Deci o scădere a nivelului de trai, ceea ce pune presiune pe consum. Deci veniturile cresc mai lent decât prețurile. În acest context, evident că suntem preocupați de economiile noastre. În ce să investim pentru a ne proteja banii împotriva inflației?
Cineva chestionează eficiența investițiilor la bursă în perioade inflaționiste. Voi răspunde despre aceasta și multe altele în episoadele următoare. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.